Alex de la Casa Iubirii, adevărul despre legătura dintre Julia și Robi, ea încă îl place, dar nu recunoaște, Alex a dezvoluit ce se întâmplă între Julia și Robi. Alex, fost concurent Casa Iubirii, face primele declarații despre relația lui cu Julia, dar și legătura acesteia cu Robi. Alex a mărturisit că, deși nu s-a înțeles bine cu Julia, nu are nimic cu ea. Acesta a declarat că Julia încă este atrasă de Robi, dar nu vrea să recunoască. În schimb, Robi nu simte nimic pentru ea și se concentrează doar pe Virginia. Alex, totul despre relația dintre Julia și Robi, Alex a intrat în competiție pentru a o cunoaște pe Julia. Din păcate, nu s-a înfiripat nimic între cei doi. Iar acum Alex face dezvăluiri despre concurentă, chiar am vrut să o cunosc pe Julia, dar cei de acasă mi-au recomandat să nu o fac. Am crezut că o să am o chimie cu ea, dar nu a fost așa. Am fost dezamăgit, Julia nu e așa cum mă așteptam. Mi se pare că încearcă să se victimizeze puțin, să dea vina pe alții când greșește, Juliei îi place și în momentul de față de Robi, are o atracție față de el, dar nu vrea să recunoască. Robi nu o place pe ea. Mie nu mi se pare normal ce face ea, dacă omul e într-o relație cu Virginia, lasă-l în pace. Din toată pasiunea pentru Julia s-a transformat într-o ceartă, o ură pe care o aveam unul față de celălalt. Cred eu că din cauza asta am fost și eliminat. A precizat Alex, la culisele iubirii, Robi, mărul discordiei dintre Julia și Virginia, Julia a răbufnit în urma unei afirmații făcute de Virginia. Iubita lui Rob este convinsă că blondina îl simpatizează pe concurent și faptul că este într-un cuplu nu îi pică bine. Virginia. E clar că ea îl place pe Rob. Andreea Mantea. Ce te-a deranjat, Virginia? Mi se pare că o femeie, eu una, nu aș face niciodată acest lucru. Nici să mă topesc după un bărbat. Să-l văd cu altcineva și-o Julia. Ăla nu era un moment. După cum sunt obișnuită aici, în casă, momentele de cerere erau mai pompoase. Dacă tu ești diferită și tu stai pe scaun ca o mimoză, Eu nu fac asta. A fost discuția celor două în Casa Iubirii.